De astăzi, în care se merge pe teren și veniți înapoi la centru cu oamenii străzi. Bună ziua! Acțiunea de astăzi este a 9-a, 10-a, care s-a desfășurat de la ultima noastră întâlnire care a avut în această locație. Sistemul deja a fost pus în practică, o primă serie de concluzii de caracter general avem referitor la profilul persoanelor care fac obiectul acestui proiect. Vom reuși să ne completăm și logistica în următoarele luni de zile. Partenerii noștri ne ajută, deja Arhiepiscopia are un istoric al informizarea porților de mâncare zilnice din partea cantinei sociale. DAS-ul este prezent alături de noi și acordă atât asistență medicală dacă este nevoie, cât și sprijin în ceea ce privește identificarea cazurilor sociale. Partenerii de la DGASPC, în situația în care persoanele care țin de competența lor sunt identificate în acest proiect, îi receptează la sediul lor și, bineînțeles, în situațiile în care identificăm aspecte care țin de competența colegilor noștri de la Ministerul de Interne, le furnizăm atât datele și realizăm chiar transportul persoanelor la Poliția Municipiului Arad. Noi sperăm să vedeți pe viu cum se desfășoară lucrurile și într-un interval de timp de maxim o lună de zile vom ieși cu datele de natură statistică pe care le vom fundamenta. Pentru că sunt zone în Arad care sunt mai greu de gestionat în ceea ce privește prezența patrulilor și va trebui să revenim sistematic. Asta vom și face. Concluziile în ceea ce privește starea de sănătate și în rest a persoanelor pe care le aduceți aici, care sunt până acum din acțiunile pe care le-ați organizat? La mulți, starea de sănătate este destul de precară, atât ca urmare a condițiilor în care își desfășoară existența. Vorbim în majoritate de oameni care nu sunt din Arad și depun eforturi pentru a se deplasa zilnic sau la intervale mai mari de timp pentru a desfășura activități contravenționale sau efectiv pentru a beneficia de o sursă de venit, indiferent care este aceasta. Și vorbim de asemenea de arădeni care nu dispun de locuință, mai ales în sezonul rece care se apropie, probabil că vor fi clienții adăpostului de noapte al DAS. De asemenea, o bună parte dintre persoanele care au fost intervievate în ultimele săptămâni sunt consumatori ocazionali din declarațiile lor, pentru că nu avem competența să identificăm substanțele respective, de etnobotanice sau chiar de substanțe care produc efecte psihotrope, achiziționate, substanțe respective achiziționate la liber din diverse magazine. Lucrăm și la asta să vedem cam care este incidența și eventual locațiile, deși o astfel de achiziție nu are nimic ilegal. Vom vedea în continuare și, de asemenea, o mică parte dintre indivizii, dacă vorbim de contravenți sau victimele, dacă vorbim de persoane care nu s-au remarcat în activități contravenționale, au declarat în discuțiile purtate cu noi sau cu colegii de la DAS că suferă de diverse afecțiuni care ar putea să fie transmisibile, când e TBC, diabet, mai rar, HIV chiar. Care este atitudinea acestor persoane? Cooperează sau aveți cooperează, și... Cooperează cel mai adesea. De ce am constatat, cu rare excepții, nu consider că poliția locală și partenerii noștri de la DAS, de ASPC, poliția municipiului, sunt adversari și consumă în mod sistematic porțile care sunt puse la dispoziție, sunt porții proaspete care se ridică la ora 11:30 și le sunt aduse de polițiștii locali în această locație și declară că intenționează să nu se mai afle în astfel de ipostaze. Cel mai adesea revin. În acest punct de vedere, deja avem niște segmentări ale populației vizate de acest proiect. Spuneți-ne, în ce zone va avea loc acțiunea astăzi? Aveam în vedere niște zone care prezentau o incidență mai mare. Zona centrală, chiar din cartierul Vlaicu și prin Micamac aveam niște situații, dar făcând o scurtă deplasare, repetată după aceea în jur de ore 10, în centrul orașului unde sunt foarte multe lucrări în desfășurare, am optat să, atât pentru echipajele noastre, cât și pentru dumneavoastră care veți participa alături de ei pe bancheta din spate și le vedea cum se deplasează, să ne orientăm către areale mai puțin afectate de dificultatea în trafic care e în zona centrală, pentru a fi cât mai eficienți. Deci nu vom acoperi tot orașul, ci vom încerca să evităm arealul Revoluției și Dragalina, care, într-adevăr, au fost semnalate sistematic, prezintă în mod repetat arădeanului imaginea unor persoane care cerșesc.
din fericire, concluziile noastre de etapă, că nu e vorba de foarte multe persoane, dar e vorba de persoane care revin sistematic și beneficiază sistematic de amenzi. Asta e normal.